Pentru a patra etapă, echipele au acumulat următoarele puncte. Echipa Fedra, 4,6. Echipa Eder, 5. Istoria Pergamus, 5. Eu cred că punctajul total totuși a să anunțe președintele juriului. Câștigătoră. Trebuie cuvântul domnului Cușcă Valentin. El a prins, era bun. Da. Dragi studenți, stimați colegi, într-adevăr, a fost o, știu eu, așa, nu știu, o seară, nu-i bine să spun, a fost un spectacol extraordinar și mi pare rău că am fost pus în situația să facem anumite, într-adevăr, departajări, știu eu, aprecieri, ele, pe unde poate au fost obiective, sunt un pic și subiective, dar aceasta, știu eu, este, cum sunt condițiile. Noi, pedagogii, suntem învățați cu faptul că finalitățile trebuie să evaluate, da? Și evaluările sunt un element indispensabil. Dar spun încă o dată că contează calitatea, plăcerea care mi-ați făcut-o, bunăvoința cu care, știu eu, ați fost apreciați de cei prezenți în sală și de partea noastră, bineînțeles. De aceea mai puțin contează, într-adevăr, știu eu, rezultatul final, dar dacă suntem puși în situație să facem această departajări, deci totalurile sunt următoarele. Cel mai mare număr de puncte, deci un total de 20-25, a acumulat echipa Pergamus, care este declarată învingătoare concursului. Ocazie cu care îi felicităm și urăm într-adevăr succes într-o dată în alte, nu știu eu, evoluții și în viața de toate zilele. 19-18 puncte a acumulat echipa EDEC. Deci, nu cum o locul 2 și Febra cu 17-60 puncte, locul 3. Deci toate echipele sunt pe piedestal, spunem așa. Primul, al doilea și, nu știu eu, al treilea loc, toți sunt învingători. Toți sunt învingători. Ocazie cu care îi felicităm pe toți și le urăm succes în continuare. Și vă rog să veniți cu noi aici pe scenă pentru a amâna diplomele de gradul 1, 2 și 3 și cadourile corespunzătoare. Da, eu vreau să fac doar o simplă remarcă. Deci, din partea Comitetului Sindical, ca primă, să zic eu așa, au fost preconizate bilete pentru semifinala interuniversitară, care va avea loc pe 24 și 25 mai, pentru echipa învingătoare. Sincer, după ce am văzut jocul tuturor celor trei echipe din scenă, vreau să vă invit pe toate trei echipe la această semifinală. Deci, biletele vor fi imediat ce vă întoarceți din vacanță. Sunteți toți invitați gratis la această semifinală.